Am pregătit practic o listă. Noi am pus chiar pe toți antrenorii cu care ai lucrat. Am mai triat din ei pentru că au fost foarte mulți. Și o să-i vedem pe ecran și vreau să spui la fiecare, pentru că îmi place capacitatea ta de analiză și de a spune lucruri pe nume. Adică nu spui clișee și banalități. Și o să vedem aici niște nume foarte importante de antrenori care sunt în continuare în activitate unii dintre ei. Și chiar mă interesează analiza ta în privința lor. Și îi vedem, de la Lupescu, Ilie Dumitrescu, Zenga, Protasov, Volăroiu, Hagi, Lăcătuș, Linen, îmi scapă numele celui pe care l-ai avut în Austria. Un Hessen, Thomas. Da, și Șumudică. Și așa pe scurt, că mai avem vreo cel mult 9-10 minute, aș vrea să-mi spui de fiecare. Lupescu care, mă rog, a avut o perioadă scurtă. Foarte scurtă de antrenor. De antrenor, da. Da, Lupescu este practic omul care m-a schimbat din temelii clubul din Bacău, de unde eram noi. Eram un club de provincie, de asta liniștit, cu ale noastre obișnuit să fim oameni mici. Și a venit cu o filozofie total schimbată, nemțească, și a schimbat din temelii clubul. Și rezultatele o să vadă, zic eu, într-un an, doi, dar într-adevăr. Adică se vedea o diferență mare între antrenorii, eu știu, că, de exemplu, uite, primul antrenor care am avut era Gheorghe Poinaru, dar mă refer, era un antrenor senzațional și e antrenorul care m-a promovat. Dar de asta zic, antrenorii care au venit cu o altă mentalitate de afară și asta au schimbat puțin, să zic așa, percepția noastră legată de fotbal. După aceea, Ilie Dumitrescu este antrenorul care m-a băgat în primul 11 și n-am mai ieșit cu el o perioadă, după care m-am certat și cu el și nu m-am mai băgat deloc. Dar, da, era antrenorul, singurul antrenor probabil din cariera mea, care nu accepta sub nicio formă influența conducerii în alcătuirea, nu știu, a echipei, în organizarea echipei, în formarea primelor de joc și chestii de genul ăsta. Adică dacă îmi spui, numește antrenorul care era cel mai, zic, se bătea pentru jucător cel mai mult, acesta este cu siguranță Ilie Dumitrescu. Zenga. Da, Walter practic îi datorez enorm, având în vedere că a fost omul decisiv în aducerea mea la Steaua în acea perioadă. E un antrenor care practic a pus temeliile acelei stele din care avea să domine fotbal românesc an la rândul, prin antrenamente tactice, prin o altă viziune, practic s-a construit exact cum trebuie, de la bază spre vârf, și el a făcut primul pas. După aceea a venit Țiți Dumitriu, cred, ultima etapă, și înainte de ultimul meci a zis că eu n-am nicio contribuție dacă câștigă campionatul, și după ce am câștigat campionatul, e meritul meu, absolut, 100%. La Brașov. Trei etape, Brașov, da. Bacău și încă un meci. Da. Apoi, Protasov. Da, Oleg, la fel, a fost un antrenor care m-a susținut. Practic a fost ca primul antrenor care m-a băgat în primul 11 și mi-a zis că să nu am emoții, că acolo e locul meu și să o fac cât mai bine. Și e un antrenor care dădea o libertate, practic a fost, cred că, primul antrenor pe care l-am simțit să dea o libertate dorme jucătorului și să vorbească cu fiecare jucător în parte, să explice că dacă ești aici la Steaua, înseamnă că ești un fotbalist foarte bun, deci trebuie să te exprimi fără frică, fără nimic. Adică este un antrenor care mi-a dat foarte multă credere. Apoi, Olăroiu? Da, Oli e în top 3 antrenori. În top 3 ăsta n-aș putea să pun pe cineva pe primul loc, dar e clar, antrenorul care mi-a schimbat total percepția față de fotbal. Este antrenorul care am învățat enorm în perioada cu el și chiar dacă nu jucai, de exemplu, 3, 7, 5 meciuri, venea și vorbea cu tine și te explica, uite, nu joci din motivele astea. Când o să le faci, o să-ți remediezi anumite puncte slabe, o să joci. Și chiar când le remediai, jucai. Deci este antrenorul care, practic, m-a format, să zic așa, în timpul mandatului său, m-am format ca jucător și am ajuns la o maturitate care avea să mă ajute pe tot parcursul carierei. Hagi? Da, cu Hagi nu știu care dintre voi știți, dar eu am avut o ceartă foarte mare, în sensul că la un meci a vrut să mă bage și n-am vrut să intru într-un cantonament și a doua zi mi-a căutat avion, dar din fericire pentru mine n-a găsit și a mai rămas puțin pe la echipă. Da, mi-a cerut scuze a doua zi, s-a aplanat conflictul, însă a fost un antrenor care nu m-am înțeles absolut deloc. Era genul de antrenor care, cel puțin pentru mine, mă punea într-un colț și nu vorbea nimic cu mine niciodată. Mai departe, Lăcătuș, merg pe repede înainte pentru că nu mai avem timp, da. Că altfel ar fi fost de aprofundat. Da. Nu, Lăcătuș, da, e cred că cea mai mare deziluzia mea.
din viața de fotbal. Era un monument pentru mine Lăcătuș, știi prea bine. Noi am crescut toți cu Lăcătuș, Hagi, Balin, Gică Popescu, Răducioiu, ăștia sunt care ei. Și când ajungi și cunoști un om și e o totală deziluzie, practic asta a fost pentru mine Lăcătuș. Bun, Linen, la Galați, nu? Linen și acum toți colegii mei este antrenorul de departe cu care am avut cea mai frumoasă relație și încă o avem. Este o enciclopedie a fotbalului. Vorbim periodic, la o săptămână, două, este ca și tatăl meu. Îi datorez enorm că m-a scos puțin din jungla asta numită fotbalul românesc și m-a făcut și m-a schimbat total ca om în perioada petrecută afară. Și, într-adevăr, este ca și tatăl meu. Mereu vorbim, este singurul antrenor din toți cu care am lucrat, cu care încă mai țin legătura în mod constant. Thomas von Hessen, da, pe care l-ai avut în Austria, nu? În Austria, da. Thomas von Hessen la fel. Este antrenorul care după primul antrenament mi-a zis: tu vei fi capitanul meu de echipă, tot jocul va fi în jurul tău. Și un antrenor când îți spune lucrul ăsta, e practic, eu în Austria am avut cea mai frumoasă perioadă din punctul meu de vedere. Am jucat un fotbal total, a fost cel mai frumos fotbal pe care l-am jucat eu de-a lungul carierei mele. Și practic i s-a datorat lui. Și Șumudică, mă rog, despre el ai mai vorbit. Să chemam fanfară. Da, da. Șumi e ca o relație de aia, cum să zic eu, între doi oameni care se iubesc și se bat zi de zi. În casă. Da, este practic antrenorul căruia îi datorez finalul carierei, pentru că, dar și cred că și el îmi datorează foarte multe în egală măsură. Pentru că, dar din păcate, și aici întrebarea asta trebuie să o adresați lui, de ce nu mai ține legătura de vreo 3 ani de zile, de la transferul lui Budescu în Arabia. Am înțeles. Scurt, ai spus că Olăroiu între primii 3. Ceilalți doi care intră între primii 3, care ar fi? Linen. Da, deci Linen, clar, și Von Hessen. Interesant că din toată lista asta de... În primul rând viața și după aceea care.